Mult, domnule președinte, două întrebări de procedură. Prima întrebare ține tamam de ultima, deci remarca dumneavoastră. Noi toți avem în fața noastră monitor oficial. De pe data de 8 aprilie, în acest monitor oficial deja sunt publicate, deci aceste proiecte și hotărâri de guvern. Asta înseamnă că deja aceste proiecte și hotărârile au intrat în vigoare. Conform cerințelor legale, toate actele respective după publicare intră în vigoare. Totodată, articolul care numai ce l-a citat și în plus la ce, deci articolul 120, iarăși prevede, în caz dacă moțiunea de cenzură, de exemplu, nu va fi adoptată, numai după ea, după examinarea, dacă va fi depusă în termenul de 72 de ore, deci va fi depusă această moțiune de cenzură, după dezbaterile respective și în caz dacă va fi respinsă, legile acestea vor fi considerate ca intrate în vigoare. E deja, asta e un circ, înțelegeți, publicarea aceasta este, de fapt, deja o încălcarea flagrante a atribuțiilor. Noi am auzit, probabil ați lipsit o perioadă de timp din țară și nu ați fost martor la mai multe moțiuni de cenzură în plenul Parlamentului și nu sunteți la curent cu ultimele decizii ale Curții Constituționale, ce presupune angajarea răspunderii. Potrivit procedurii, angajarea răspunderii presupune că ceea ce se angajează se publică în monitor oficial și imediat este trimis în adresa biroului permanent, iar biroul permanent și președintele Parlamentului, evident, convoacă ședința plenară și după aia după proceduri. În situația în care nu se va depune moțiune de cenzură sau o astfel de moțiune de cenzură va fi respinsă dacă se propune, bineînțeles, actele publicate în monitor oficial ca publicitate, juridic vorbind, bineînțeles, vor intra în vigoare. Domnul Vremea, vă rog frumos. Domnul Vremea. În primul rând, aș vrea cu titlul de remarcă hotărârea, poate și să fie în vigoare, dar legile o să intre în vigoare după termenul acesta. De procedură, ce am vrut, domn președinte, conform articolul 119 din regulamentul Parlamentului, nouă urma să ne fie difuzate toate aceste materiale până la asumarea în fața noastră, prezentarea angajării de către prim-ministru. Noi, eu cel puțin, eu nu am aceste materiale în față. La vremea secretariatul, bineînțeles, putea să le repartizeze, ele au semnate pentru repartizare, dar este publicat pe pagina, website-ul a Parlamentului și monitor oficial, evident. Ce poate fi mai mult decât însăși monitor oficial? Doamna Greceanu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Fracțiunea Partidului Socialist lor solicită o pauză de 30 de minute. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim Guvernului și Primului Ministru pentru prezența în plenul Parlamentului. Declarăm pauză până la ora 15:00. Vă mulțumesc!